Bună ziua tuturor! Mă bucur să ne regăsim și astăzi și să continuăm călătoria noastră prin timpul și spațiul istoric. Vă propun să ne oprim în dreptul unor tradiții strămoșești și să încercăm acum să pătrundem în tainele unui dans unic în lume, dansul călușoarilor. Există însemnări antice ale acestui dans, care se pare că era practicat încă din timpul getodacilor. De asemenea, Dimitrie Cantemir pomenește dansul călușarilor în spațiul românesc. Jucătorii se numesc călăuceri, se adună odată pe an, se îmbracă în straie femeiești. În cap își pun cunună împletită cu frunze de pelin și împodobită cu flori. Vorbesc ca femeile și, ca să nu fie recunoscuți, își acoperă obrazul cu pânză albă. Ritualul călușarilor este legat de un vechi cult solar. Astăzi, el se joacă în a doua zi de Rusalii, în Oltenia, dar și în toate zonele țării. Călușarii execută un fel de ritual magic, care evoluează în jurul unui alun numit căluși. Călușarii primesc bețe și basmale de la fete și vor fi protejați de boli peste an. Clopoței purtați de călușar la picior au scopul de a alunga spiritele rele prin zgomotul pe care îl fac, iar costumația albă, cu motive roșii, îi ferește pe călușar de ochi. Adevărata căpetenie a călușarilor este mutul. În timpul jocului, acesta intră și iese după bunul plac, iar uneori chiar îi face pe restul jucătorilor să greșească pentru a-i putea pedepsi. În completarea lui vine vătaful, cel care conduce ceata. Și pentru că doar văzând puteți simți adevărata magia dansului călușarilor, vă propun să urmărim acest original dans al poporului român. Vă mulțumesc și până data viitoare vă spun la revedere!